Cam asta mănânci cu 100 de lei în Grecia, în Atena, în centrul Atenei mai exact. Rămâneți până la final pentru a vedea ce avem aici. Miroase extraordinar. Priviți butoiul cu murături. Frecoante născută în România și la București. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Mă aflu în centrul Atenei. Mă îndrept către piața centrală de aici pentru că vreau să văd cum arată. Știți că în momentul în care ajung într-o țară nouă, vizitez astfel de locuri pentru că mie îmi plac foarte mult, așa că acolo vom merge în acest clip. Priviți câți porumbei am găsit pe traseu. Nu va fi un vlog foarte lung, nu va fi editat, pur și simplu ne plimbăm prin piață. Ce găsesc, aia vă arăt, după care cred că o să mâncăm ceva și cam atât, așa că rămâneți până la final. Merită, cred că o să fie destul de interesant, iar dacă nu v-ați abonat încă la canalul de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis și ne ajută în această incursiune pe care am pornit-o în jurul lumii. Am dat peste carne chiar la intrare. Ia vezi cât am mai bucata de vită, piciorul de vită. Vezi ce e aici. Aceasta este piața centrală din Atena. Cred că este și cea mai mare, piața Varvakios. Haideți că începem bine. It's very big. Este ora 9, am venit mai de dimineață. Foarte multe capuri aici. 1 euro kilogramul. Puține persoane din câte văd. Din câte am înțeles, aceasta nu vrea să fie o piață turistică. Este mai mult frecventată de localnici. Cel puțin acestea sunt informațiile pe care le am. Cu toate acestea văd turiști, pentru că ne aflăm în centru, la un pas de Monastiraki, de zona centrală. Nu este atât de plin, atât de aglomerat cum aș fi așteptat. Porc, văd 6,50 euro pe kilogram. Coaste, 3,29 euro kilogramul. Coastă de porc la 4,20 euro. Aici avem mațe. Acolo avem burtă la 4 euro, 3,99, ficatul 3,99, foarte multă carne de miel, vită. Aici avem porc, 8 euro, arată foarte bine, 8 euro pe kilogram, 7 euro cu ceva mai multă grăsime. Avem și pasăre, 3,99 euro, 1,50 euro aripile, 50 de cenți. La această oră nu sunt clienți, dar văd pe persoana care cumpără. Carnea este ținută bine, adică văd curățenie. Aici avem burtă, undeva la 3,50 euro, 4 euro, 5 euro. Cam acestea sunt prețurile. Mezeluri. Mă așteptam să văd mai multe persoane, mai mulți clienți. Piața este mare, într-adevăr. Aici la 3,50 euro puiul. Arată bine. 4 euro, 3,99 euro. Prețurile sunt cam aceleași. Din nou avem o pulpă foarte mare de vită. Un domn care șterge vitrina. Vezi cât de bine arată. 6-7 euro kilogramul. Aici avem pui, 1,50 euro aripile, 3 euro pulpe, 5,50 euro pieptul, nu este dezosat,
1,50€ ficat, brânză. Bucățile mai mari sunt păstrate în folie. Ficat la 4€, 3,99€. Și aici totul înfoliat. Miel, oaie, așa muștele nu mai ajung. It's 8€ per kilo? Yes. Lamb. Lamb, yeah. Lamb baby, lamb. Ah, bigger. Acesta este miel, vrea să ne spună domnul, la 8€. Acesta este mai mare. Same price, no? Yeah. Thank you so much. Aici doamna face carne tocată. Și capurile sunt înfoliate, unul câte unul. Vedeți cum arată. Picioare albe. Pe exterior avem condimente, foarte multe condimente, miez de nucă, 14€ kilogramul, nuci caju la 17,80€, 1€ punga, ceaiuri, văd aici mușețel, foarte, foarte multe, mentă, hibiscus, 1€, 1€ punga, bine, cred că are 50 de grame. Aici avem tei, 1,90€. Teiul este ceva mai scump, aproape dublu. Mirodenile la fel, 1€ pungulița. Pește sărat, 14,80€ sau 12. 14€. Cred că aici avem, da, în această parte avem peștele. Sperăm să găsim mai multe persoane. Creveți, 11€. În această parte avem proaspeți. Aceștia colorați sunt congelați. Mirosul nu este tocmai plăcut. 1,50€ kilogramul. Cap de pește. Dorada, 7€. Baby calamar la 8€, 7,98€. Caracatiță. Cred că sunt doar tentacolele. La 6€, iar aici avem calamar, 7€, calamar din acesta mare. Și aici multe standuri sunt goale, 5€ kilogramul, 3,80€, 3,90€, de fapt de 4€, nu înțeleg de ce pun 3,98€. În realitate știu motivul pentru care folosesc aceste prețuri, dar este enervant atunci când vezi, din nou, calamar. Din păcate, este gol. Cred că trebuia să vin mai de dimineață la pește. M-am gândit că ora 9 este suficient, pentru că în majoritatea piețelor prin care am fost, la ora 9 era plin. Aici avem caracatiță congelată. În jur de 8-9€ calamarul, în funcție de dimensiune. Cel mare este 16€. 18-20€ caracatița. Am găsit și somon, foarte puțin, 23€ kilogramul. Rondelele 17-18€. Aici avem caracatiță. Aici avem mai multe tipuri de pește. Nu văd prețurile afișate. De fapt, acum le scrie. Posibil să fie ajuns prea dimineață. Văd că foarte multe persoane acum scriu prețurile. Dacă sunteți din zonă și știți cum funcționează, să lăsați mai jos în comentarii. 5€ scoicile. Și văd acolo în depărtare creveți mari la 20. Am găsit și macrou. Nici macrou nu am văzut foarte mult. Este 8€ kilogramul. Nu avem foarte multe tipuri de pește. Doradă, macrou, hamsi. O altă bucată de somon. Creveți. Am văzut și primii clienți. Ce-i drept aici creveți arată bine, 8€.
tentacole, în aceste cutii avem tentacole, cam așa ajunge marfa. Ihau! Ihau! Ihau, ce să hau! Zona în care se găsește peștele este situată în mijloc, după care de jur împrejur găsiți carne, carne de porc, de vită, de miel. Peste drum avem fructe și legume. 1,20 euro kilogramul de cartofi, 1,60 euro ceapa. Am găsit roșii și la 70 de cenți. Măsline, mai multe tipuri, între 3 și 5 euro. 5 euro pe kilogram. Aici avem murături. Ciuperci. 1 euro, acestea mai micuțe, cele mari 2 euro. 3 euro, caserola de căpșuni. Sfeclă roșie, 1,50 euro. 5 euro kilogramul de avocado. Văd struguri la 2 euro. Am găsit și câțiva papagali gălăgioși. Avem unul mai mare. Care e treaba? Te vezi cât de frumos este. Nu știu dacă se joacă cu el sau vrea să-l agite. Și aici produsele de la piață par mai scumpe față de cele din supermarket. 1,20 kg de mere, 1,50 euro. Am găsit avocado la 3,50, ceva mai mic, ceva mai micuț. 0,69 legătura de pătrunjel, 89 varza. Sunt așezate frumos. Ouă, între 18 și 22 de cenți bucata. Vedeți câte ouă. Avem și produse de patiserie. Chiar dacă de multe ori prețurile de la piață sunt ceva mai mari, rămâne de discutat calitatea. În teorie, calitatea ar trebui să fie mai bună, haideți să-i spunem așa, la piață. Din păcate, nu se întâmplă așa de fiecare dată, pentru că de multe ori ajung aceleași produse, produsele care ajung în supermarket, ajung și pe tarabele din piață. De cele mai multe ori, în unele zone, producătorii locali nu mai au loc. Iar acest lucru este trist. Ne continuăm traseul. Nuci, 4,50 kg în coajă. Aici avem doar murături și măsline. Priviți butoiul cu murături, conopidă, morcov, castraveți, 3 euro kilogramul, 5 euro castraveții mai micuți, 5 euro și măslinele, între 3 și 5 euro, la 3 euro avem așa mai mărunte, sunt foarte, foarte mărunte, picante, acestea sunt super picante. A zis domnul că putem testa una. Vreau să văd dacă sunt ca cele din Italia. Da, foarte bune și nu sunt atât de sărate. Very good, thank you so much. Bănuiesc că sunt pentru suveniruri. În vid. Măsline în vid. 3 bucăți, 2 plus 1 la 6,40 euro. Dacă nu, 2,70 euro și bucata. Are 250 de grame. Pe lângă asta înțeleg de ce nu se vrea a fi o piață turistică, pentru că turiștii nu au foarte multe opțiuni. Aici, din câte am văzut până acum, găsești doar carne, carne proaspătă și pește, puțin pește. Turiștii nu cumpără așa ceva. Pe partea cealaltă, pe partea opusă, vă arătam mai devreme, găsim fructe și legume. În rest, nimic altceva. Bună ziua. YouTube, bună ziua. Da, da, da. Vezi că te-am recunoscut, te-am văzut în Corea, în Japan, da. Ce faci? Foarte bine. Bravo, suntem aici, bravo. În Atena și... Prima dată la Atena. Da, 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 da. Bravo, prima dată. Bravo, am venit să vedem piața de aici. Foarte bine. Știi ce se întâmplă? Ieri a fost lăsata secului și erau multă lume, nu știu dacă ați trecut. Ieri acum sunt mai goale la pește și la păi am văzut că e pusiu. Da, păi ce-au prins... mâncat, ce-au cumpărat, da, ieri trebuia să fie venit, să fie... și lume și... Da, în fine. Sunteți în vacanță?
Eu sunt între coate născută în România și la București, părinți greci, dar din 80 aproape sunt aici. Ah, am înțeles. Și a venit o verișoară pe care am pierdut-o acum, nu știu cum. Ah, și eu soția. Bine. Numai bine. Numai bine, numai bine. Multă sănătate. La fel, la fel. Din păcate, astăzi am avut puțin ghinion pentru că nu am găsit piața atât de aglomerată pe cât mi-aș fi dorit. Ne spunea ceva mai devreme doamna că ieri a fost lăsata secului și toată activitatea a avut loc ieri. Cam aceasta a fost și piața centrală. Merită văzută dacă e să fiți prin apropiere. Am văzut piețe mult mai mari și mai bogate. De jur împrejurul pieței sunt foarte multe restaurante. Cred că o să căutăm și noi un astfel de loc să mâncăm ceva. Mai ales că până acum nu v-am arătat mâncare grecească, așa că în a doua parte a clipului o să mâncăm. După care o să închei clipul, pentru că, așa cum am spus și la început, o să fie un vlog foarte scurt despre piața locală din Atena. Am ales această terasă situată fix în fața pieței. Mi-au adus o sticlă cu apă și meniul. Haideți să vedem prețurile înainte de a comanda. Avem și poze. Asta este bine pentru turiști, contează. Văd între 3 și 7 euro, 10 euro porția. Avem gyros, souvlaki, kebab, salate, celebra salată grecească. Ne hotărâm, după care vom reveni. Văd că are și platouri pentru două persoane, pentru patru. Cred că o să ne luăm așa ceva. Primul. Mergem pe... Alegem primul platou. 20 de euro pentru două persoane. Porc, pui, vită. Sunt curios cum arată. 33 ar trebui să arate cam așa. Sunt curios cum arată și în realitate. Are de toate platoul, nu mă așteptam să fie atât de multă carne. Aceștia cred că sunt burgeri, avem piept de pui, porc, ce mai avem aici? Pâine, ardei, tzatziki, îmi plouă în gură, roșii, ceapă, lămâie și aceasta cred că este gyrosul, nu? Sau carnea pentru gyros. Haideți să începem. Aici avem sosul tzatziki. Foarte bun. Eu vreau să încerc această pâine. Nu am mai mâncat până acum. Foarte bună, interesantă. Îmi place. Priviți ce aici. Puțin cam mari și burgerii. Așa arată. Da. Foarte bun. Seamănă puțin cu textura din kebab. Foarte bun. Acum, să spuneți voi, cum facem să terminăm atâta mâncare? Pare că e pentru 4 persoane. Nu exagerez. Ce avem aici? Ia vreți cum arată. Mamă, ce bun e! Trebuie să încerci tu. Foarte bun. Și cu pâine, și cu sos. Cartofi mai puțin. Avem și o roșie, la fel coaptă. Se topește în gură. Iar aici. Să știi că, nu, sunt două. E pulpă, nu e piept de pui, este pulpă de pui. Două pulpe, doi burgeri și
Și avem și, și de porc. Țin ca muscată cea de porc, ce-i drept. Da, este uscată. Păcat că ar trebui să fie mult mai, cel puțin pentru gustul meu, mult mai suculentă. Aceasta este foarte bine făcută, eu prefer medie. Îți place? Mai ales sosul ăsta tzatziki, e demențial. Și drept, e un pic cam tare. Nu ți-am zis? Nu e făcută cum, cum trebuie. Nu e rău. Da? Se putea și mai bine? Păi nu, dar e uscată. Sunt curios cât ar fi costat un astfel de platou în România. Zici că mai mult de 100? Cu siguranță. Cel puțin 2 milioane, dacă nu și mai mult. Zici? Nu cred că 200 de lei, dar... Bine, în centrul Bucureștiului, pentru că ne aflăm în centrul Atenei. Exact, locația contează foarte mult. Din păcate nu se mai poate. Să vedem dacă ne pune ce a rămas la pachet, pentru că nu mai facem față. Au venit foarte mulți turiști, a venit de fapt un grup de italieni, iar domnul care vinde chitare în partea cealaltă și a luat una și a venit să cânte, facă și el un ban. Interesant. Avem și un musafir. Nu-i place carne. E o pisică vegetariană. Avea și nota 21,50 €, 1,50 € apa, 20 € platoul pentru două persoane. Gata, ne îndreptăm spre hotel, mâncarea a fost bună. Nota 7 din partea mea. Tu? Eu îi dau un 8. A, ești ceva mai indulgentă. Pe da. Mine m-a dezamăgit carnea de porc. Prea uscată, prea arsă. Oricum, a fost din belșug, am luat și la pachet. Cred că o să mai mâncăm și diseară. O să încheiem clipul aici. Nu vrem să ne lungim foarte mult, nu vreau să amestec subiectele, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Acest lucru pe noi ne ajută foarte mult. Și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o, pentru că este gratis și ne vedem cât mai des. Până data viitoare, pa! Numai bine!